După variola maimuței, o nouă boală stârnește îngrijorare în rândul populației. Gripa tomatelor a pus autoritățile din India în stare de alertă. Deocamdată nu este cazul să ne îngrijorăm, a transmis ministrul sănătății. Alexandru Rafila a spus însă că România va primi 2000 de doze de vaccin împotriva variolei maimuței, după ce virusul a ajuns la graniță în Ungaria. Conform realitatea.net, autoritățile sanitare din India sunt în stare de alertă după ce a apărut o nouă boală misterioasă cu simptome asemănătoare cu variola maimuțelor. Virusul cunoscut sub numele de gripa tomatelor a fost contactat deja de peste 80 de copii. Autoritățile de la noi sunt pregătite să ia măsuri pentru a preveni îmbolnăvirile. Pe măsură ce Centrul European de Control al Bolilor ne va furniza informații suplimentare cu privire la modul în care o posibilă infecție poate să afecteze Uniunea Europeană, vom lua și noi aceleași măsuri similare cu celelalte state membre, a spus Alexandru Rafila. Doctorii spun că virusul afectează în principal copiii de cel mult 5 ani, iar simptomele sunt asemănătoare variolei maimuței, erupții cutanate mari pe tot corpul sub forma unor vezicule rotunde și roșii, extrem de dureroase și contagioase. Între timp, variola maimuței a ajuns la granița cu România. În Ungaria, un bărbat de 38 de ani a fost depistat cu această boală. Nu are nicio relevanță că a apărut la graniță. Virusul nu trece granița. E importantă identificarea infecției, izolarea contactilor, eventual vaccinarea lor, a spus Alexandru Rafila. Ministrul Sănătății a mai precizat despre primul caz de variola maimuței apărut la granița cu România. Peste 250 de cazuri de variola maimuței au fost confirmate în Spania și Portugalia, iar alte 20 în Italia, anunță autoritățile. Oficialii se așteaptă ca numărul îmbolnăvirilor să crească în zilele următoare, relatează realitatea.ro.